De 20 de ani, autoritățile din Samarinești nu au găsit bani pentru asfaltarea drumurilor. Am avut o iarnă deosebit de grea, după cum a fost în tot județul și în mare parte din țară. Drumurile, după cum vedeți la ieșirea din iarnă, arată jalnic, deci nu pot să le încadrez în altă categorie. O să încercăm să trecem la reparația lor, deși suma alocată pentru rețeaua de drumuri, care e de peste 20 de kilometri drumuri comunale Sătești, e doar de 400 de milioane lei vechi, deci 40 de mii de ron, ceea ce înseamnă foarte puțin. Viceprimarul din localitate, Gheorghe Jianu, susține că din cei 25 de kilometri de drum comunal, doar 2 sunt asfaltați. 1% din drumurile de la dumneavoastră din localitate sunt asfaltate? 0,1%. Asta înseamnă? Asta înseamnă nu avem decât 2 km de asfalt, 1 km turnat anul trecut, 1 km este turnat de pe timpul până în Revoluție. La ora actuală, multe dintre drumurile comunale din Samarine sunt aproape impracticabile din cauza nămolului format în urma topirii zăpezii.